Cum zice și vorba, viața bate filmul. Dumnezeu știe mai bine ce planuri are cu mine, așa că mă bucur din plin de timpul cu fetița mea și muncesc mult alături de echipa mea, iar rezultatele încep să apară și sunt super happy pentru asta. Am anunțat în momentul în care eram 100% sigură că se va întâmpla și deja Sof știa situația noastră. Divorțul a avut loc la notar. Ceea ce am spus în anunțul oficial postat pe rețelele de socializare este cu adevărat concluzia noastră. Suntem două persoane construite total diferit. Ne-am iubit enorm și, probabil, fiecare va avea un loc special în inima celuilalt întotdeauna, pentru că există Sohi în viața noastră. Ca în orice relație, au existat și momente bune și momente mai puțin bune. De-a lungul timpului, am încercat de mai multe ori să facem tot posibilul ca lucrurile să meargă. Pentru Sohi, iar într-un final, decizia a fost luată de comun acord, a spus Carmen. Deși au divorțat, Carmen și Bogdan sunt legați pe viață de Sofia, în vârstă de 5 ani. Carmen a explicat cum a primit micuța vestea că părinții ei nu mai sunt împreună. Sof este un copil bun, matur și foarte inteligent. A înțeles situația foarte bine, atât eu, cât și soțul meu, și ambele familii facem tot posibilul să o vedem fericită și să ne aibă pe toți în egală măsură. Pentru că avem un copil minunat, care are nevoie de ambii părinți, vom continua să o creștem frumos și să-i oferim tot ce avem noi mai bun, împreună sau separat. Este tatăl copilului meu și îl voi respecta pentru tot restul vieții. Momentan, suntem bine și eu și el, muncim mult. Nu știi niciodată ce îți rezervă viitorul, a mai adăugat Carmen. Carmen spune că Bogdan Căplescu este în viața fiicei lor permanent, oricând micuța are nevoie de el mai mult. Cei doi foști soți comunică foarte mult atunci când vine vorba de nevoile Sofiei. Comunicăm foarte mult cu ea, și eu, și soțul meu, și suntem foarte atenți la nevoile ei. De fiecare dată când are nevoie de unul dintre noi, suntem acolo. Orice schimbare în viața unui om aduce și părți bune și părți rele, iar în situația de față, partea bună a lucrurilor este că relația Sofiei cu tatăl ei este din ce în ce mai bună. Ei petrec foarte mult timp împreună și fac tot felul de activități, iar Sof se bucură foarte tare de prezența tatălui ei. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.